Zâna Zânelor de Petre Ispirescu. A fost odată un împărat mare și puternic și el avea 3 feciori. Făcându-se mari, împăratul se gândi fel și chipuri cum să facă să-și însoare copiii ca să fie fericiți. Într-o noapte, nu știu ce visă împăratul, că a doua zi, pe nemâncate, își chemă copiii și se urcă cu dânsi în pălimarul unui turn ce avea în grădină. Porunci să-și ia fiecare arcul și cât o săgeată. "Trageți, copii, cu arcul", le zise împăratul, "și unde va cădea săgeata fiecăruia, acolo-i va fi norocul." Copiii se supuseră fără a cârti câtuși de puțin, căci ei erau încredințați că tatăl lor știa ce spune. Traseră deci și săgeata celui mai mare din fii se înfipse în casa unui împărat vecin. A celui de-al doilea se înfipse în casa unui boier mare de-a împăratului, iar săgeata celui mai mic se urcă în altul cerului. Li se strâmbaseră gâturile uitându-se după dânsa și paci-paci era să o piarză din ochi, când o văzură coborându-se și se înfipse într-un copac înalt dintr-o pădure mare. Se duse fiul cel mare, își luă soție pe fata împăratului vecin și se întoarse cu dânsa la tatăl său. Se duse și cel mijlociu și se întoarse și el cu o soțioară mândră și frumoasă. Se duse și cel mic. Cutreieră lumea până ce ajunse la pădurea cea mare unde se lăsase săgeata lui. Bâșbâi el și orbăcăi pe acolo prin bunget până ce dete de copaciul în care se înfipsese și săgeata lui. Acest copac era înalt și gros și bătrân, de când urzise Dumnezeu pământul. Se încovrigă el de dânsul și se urcă până ce ajunse de se agăță de o ramură. Și din ramură în ramură, când a târnat cu mâinile, când cu picioarele încrucișate și încleștate, ajunse până în vârf. Acolo puse mâna și-și luă săgeata. Se dete jos cu sufletul plin de obidă și de mâhnire, socotind că este sec de noroc, căci se gândea el ca ce era să găsească în acel copaci. Nu-i fu destul că nu și aflase acolo pe scrisa lui, nu-i fu destul că făcuse atâta cale în deșert, se mai pomeni când vrut să plece de lângă copaci că se agăță de spinarea lui o bufniță. Hâț în sus, hâț în jos, bufnița să se ducă din spinarea lui, ba, îl înhățase drăcoaica cu ghearele ca o gaiță spurcată și nu-l slăbea nici cât ai da în cremene. Mai se suci, mai se învârti să scape de pacoste și nu fu niciun chip. Dacă văzu și văzu, se hotărâ și el a se duce acasă cu sacsanaua în spinare și o luă la drum. În cale băgă de seamă că alte 6 bufnițe se țineau după dânsul. Merse el biet cu alaiul după dânsul și potrivi ca să ajungă acasă noaptea spre a nu se face de râsul dracilor de copii. Cum intră în cămara unde locuia dânsul în palaturile tătâne său, cele 6 bufnițe se așezară care și pe unde. Iar cea de-a 7-a bufniță, care se încleștase de spinarea lui, se așeză în pat. Mai stătu bietul flăcău, se mai socoti, se mai gândi, mai plănui și în cele din urmă găsi cu cale să le lase în pace, să vază unde are să iasă această întâmplare. Mai cu seamă că acum se cotorosise de sacsanaua din spinare. Și cum era și rupt de osteneală de atâta călătorie și de atâta tevatură ce a avut pe drum, a dormit cum puse capul jos de parcă l-ar fi lovit cu mechea în cap. A doua zi, ce să-i vază ochii? Lângă dânsul în pat, o zână așa de frumoasă, de amuțea și nu știu cine când o vedea. Iar la capetele patului lor, 6 roabe, una mai frumoasă decât alta. Mai văzu într-un colț al camerei 7 piei de bufnițe aruncate una peste alta. Se miră tată său, se miră mumă sa de așa frumusețe și gingășie ce nu mai văzuseră de când erau ei. Ziua de nuntă a fratelui celui mai mare fiind, se duse și fiul cel mic la împăratul, însă singur, căci nu putea să ia și pe zână, măcar că era să-i fie logodnică. Când se pomeni cu dânsa că se prinde în horă lângă dânsul, nu o mai putea de bucurie când o văzu. Se fălea nene cât un lucru mare, căci alta ca dânsa nu se găsea în toată împărăția lor și a vecinilor. Toți nuntașii rămaseră cu ochii blojdiți la dânsa, iar ceilalți fii de împărați și domni care erau poftiți la nuntă dădeau târcoale roabelor ce venise cu zâna și care de care umbla să se prinză în horă lângă dânsele. Și astfel se veseliră până seara. La masă, zâna se așeză lângă fiul cel mic al împăratului. Mâncară și se chefuiră până la miezul nopții. Apoi se duseră fiecare la ale sale. Fiul cel mic al împăratului se duse în cămara lui, zâna după dânsul. Se culcară și dormiră ca niște împărați ce erau. Când se sculă dimineața și văzu pieile de bufniță tot acolo, îl apucă un cutremur de scârbă, aducându-și aminte de cele ce pățise de la dânsele. Se făcu și nunta fiului de-al doilea al împăratului. Fiul cel mic se duse la nuntă iarăși singur și iară se pomeni cu zâna că vine și nici una, nici alta, țop. Se prinse lângă dânsul în horă. Creștea inima în trânsul de bucurie și de fală, mai cu seamă când vedea pe ceilalți fii de împărați și de domni că le lăsa gura apă la toți după așa bucățică. Ei, vorba ăluia, în pofida căpșunelor mâncau foile. Își socoteau și ei focul jucând în horă cu roabele zânei. Seara iară se puseră la masă. Fiului celui mic al împăratului, ce-i dă lui dracul în gând, se scoală de la masă, se duce în cămara lui, ia pieile de bufniță și le aruncă în foc, apoi vine și se așează la masă din nou. Odată se făcu o tulburare între mese și iată de ce. Una din roabe strigă: "Stăpână, suntem în primejdie!" Alta zise: "Stăpână, mie-mi miroase a pârlit, este prăpădenie de noi." Iar ea răspunse: "Tacă-vă gura, tocmai acum la masă v-ați găsit și voi să vorbiți secături." Nu trecu însă mult și mai zise și a treia: "Stăpână, nu e scăpare, suntem vândute mișelește." În aceeași vreme și dânsa strâmbă nițel din nas. Pasămite îi venise și ei miros de pârleala pieilor. Și deodată, sculându-se cu toatele de la masă, se făcură 7 porumbei. Apoi zâna zise fiului celui mic de împărat: "Ai fost nerecunoscător, cu bine te-am găsit, cu bine să rămâi. Până nu vei izbuti să faci ce n-a făcut om pe lume, să nu dai cu mâna de mine." Se înălțară deci în slava cerului și îndată pieriră din ochii lui. În deșert mai rugară mesenii pe fiul împăratului să șează la masă. În deșert îl îndemnară părinții să nu-și mai facă inimă rea, căci el rămăsese cu ochii după porumbei și nu se mai puse la masă. A doua zi până în ziori plecă să-și găsească logodnica. El simțea bine acum că fără dânsa nu o mai putea trăi. Își luă ziua bună de la părinți și de la frați și o porni în pribegie. Trecu dealuri, văi, colnice, străbătu păduri întunecate și de piciori neumblate, dete prin smârcuri și lacoviște, și de urma porumbeilor săi nu o putu da. Se frământa cu firea voinicul, cerceta, căuta, întreba, dar nicio ispravă nu-mi făcea. Cu inima înfrântă, cu sufletul zdrobit de mâhnire și cu dogorul dragostei întrânsul, umbla ca un zmeu și ca un leu paraleu, dar toate în deșert. Uneori îl bătea gândurile să-și facă seama singur, să se dea de râpă ori să sfarme capul de colții de piatră de prin munți. Dar parcă îi spunea inima că odată și odată o să se sfârșească toate necazurile sale și deodată își venea în sine și se punea din nou pe drum, mai cu hărnicie și mai tare în credință, că cine caută cu amănuntul și cu stăruință trebuie să găsească și gândul să și-l izbândească. Rup de oboseală și de zdruncinare, se dete nițel la umbră într-o vâlcea să se mai odihnească o leacă. Și stând el acolo, îl fură somnul. Deodată se deșteptă, auzind o gârială de grai romenești și sări drept în sus. "Ce să vezi dumneata?" 3 draci se certau de făceau clăbuc la gură. Se duse la dânsii cu pieptul înainte și le zise: "Ceartă fără păruială ca nunta fără lăutari." "Se lovi canul ca în perete și vorba ta iaca," răspunseră ei. "Dar noi nu ne certăm, ci numai ne sfădim." "Și pentru ce vă sfădiți voi?" îi întrebă el. "Căci gălăgia ce faceți voi, mor de-ar fi cineva și tot îl deșteptați." "Uite, avem de moștenire de la tata o pereche de opinci, o căciulă și un bici. și nu ne învoim între noi care ce să ia din ele. Și la ce sunt bune bulendrele pe care vă sfădiți voi? Când se încalță cineva cu opincile, trece marea ca pe uscat. Când pune căciula în cap, nu-l vede nici dracul, măcar de i-ar da cu degetul în ochi. Iar când va avea biciul în mână și va trozni asupra vrăjmașilor săi, îi împietrește. Aveți dreptate să vă sfădiți voi, mă, căci una fără alta, aceste bulendre nu fac nici două cepe de gerate. Ia ca ce-mi zice mie gândul de veți voi să mă ascultați, să vă fac cu dreptate omenească. Te ascultăm, te ascultăm, răspunseră dracii într-o glăsuire. Spune-ne cum și vom vedea. Vedeți voi cei trei munci ce stau în fața voastră, să vă duceți fiecare în câte unul și cine va veni mai curând, după ce vă voi face eu semn, ale lui să fie toate astea. Că bine zici dumneata, așa vom face, bravo! Ia că ne-am găsit omul care le să ne facă dreptate. Și îndată o rupseră de-a fuga dracii, tulind-o înspre câte un munte. Până una alta, voinicul puse opincile în picioare, căciula în cap și luă biciul în mână. Când ajunseră dracii în vârfurile munților și așteptară să le facă semnul, fiul cel mic al împăratului trăzni de 3 ori cu biciul în fața fiecărui drac și îi împietri acolo locului. Apoi o luă și el la drum în treaba lui, unde îl trăgea dorul. Abia mai făcu vreo 10 pași și văzu pe sus un stol de 7 porumbei. Îi urmări din ochi până ce îi văzu în ce parte de loc se lăsară. Într-acolo deci și dânsul își îndreptă cărările pentru care se ostenise atâta mare de vreme. Trecu mări, pâraie și ape mari ca pe uscat, mai cutreieră țări și pustiuri până ce ajunse la un munte mare, mare, al cărui vârf da de nori. Aci văzuse el că se lăsase porumbeii. Se puse a se urca pe dânsul și din văgăună în văgăună, din stei de piatră în colți, din râpă în râpă, cățărându-se când pe mușchi, când pe coame de munți, ajunse la o peșteră. Intrând acolo, rămase ca lovit de trăznet când văzu niște palaturi ca de domn și așa de măestrit lucrate, cum nu se văd pe pământul nostru. Acolo locuia logodnica lui, Zâna Zânelor. Cum o văzu plimbându-se prin grădină cu roabele după dânsa, o și cunoscu. Un copilaj de drăguleț se ținea după Zână, alerga, se zbenguia printre flori și tot striga pe Zâna ca să-i arate câte un fluture. Pasămite, Zâna rămăsese grea când zburase de la masă și acesta era copilul lor. Nu o mai putea de bucurie fiul cel mic al împăratului. Îi venea să dea fuga ca un dezmetic să ia copilașul să-l sărute, dar își luă seama, nu care cumva să se sperie. Pe dânsul nu-l vedea nimeni, căci era cu căciula în cap. Începu a da în de seară și el nu știa cum să se arate. În cele din urmă, auzind că poftește la masă pe Zână, se duse și el și se așeză între dânsa și între copilașul lor. Aduseră bucate. El mânca ca un lup flămând, căci nu mai ținea minte de când nu mâncase el legumă fiartă. Zâna se mira cum de se sfârșește bucatele așa de iute, poruncii de mai aduse, dar și acelea se fituiră într-o clipită. Între acestea, el, ridicându-și nițeluși căciula dinspre partea copilului, acesta-l zări și odată strigă: "Uite, tata, mamă! Tatăl tău, dragul meu, nu va da peste noi până nu va săvârși o faptă năzdrăvană," răspunse măsa. El își trase iute-iute căciula pe ochi și începu iarăși a mânca, de părea că se bat lupii la gura lui. După ce sfârși și aceste bucate, Zâna, cuprinsă de mirare, porunci să se mai aducă, ca să fie din destul. Fiul împăratului se mai arătă copilașului încă o dată, plin de bucurie că fiul său îl cunoscu. Copilul iarăși spuse măsii și aceasta iarăși îl ținu de rău. Vezi că nu-i venea ei a crede să fi făcut bărbatul său niscai fapte minunate prin care să poată ajunge la dânsa. Ea știa că pe acolo nici pasăre măiastră nu calcă. Copilul tăcu, căci tată său își trase căciula pe ochi numai decât. Mai mâncă până ce se isprăvi și aceste bucate. Mânca nene și nu se mai sătura. Nemai având ce să mai aducă la masă, Zâna începu a cârti că nu mai rămăsese și pentru roabe, când iată copilul că strigă iarăși: "Mamă, zău că este tata, dar unde este, mă? Ce tot aiurezi tu? Ba nici aiureală, nici nimic. Uite-l, este cola lângă mine, uite-l, mă ia în brațe." Se sperie Zâna când auzi, dar el nu o lăsă până în cele din urmă fără să se arate ca să nu-i vie ceva rău și luându-și căciula din cap, zise: "Iată-mă și eu, tu n-ai vrut să crezi pe fiul nostru când ți-a spus că m-a văzut. Eu n-am știut ce să crezi când am văzut scârboasele alea de piei, ci am socotit că fac bine dându-le focului, ca să vă scap pe voi de ele." "Așa am fost noi ursiți să pătimim," răspunse Zâna. "Lasă acum cele trecute uitării și spune-mi cum ai izbutit de a ajuns până aici." Și după ce-și povesti toate întâmplările și tot ce păți, se îmbrățișară, sărută copilul și rămase acolo cu toți. El stărui de dânsa să iasă la lume și ea îl ascultă. Se întoarseră deci cu toții la împăratul, tatăl voinicului, și acolo făcură o nuntă de seduse vestea în lume. Împăratul acela, îmbătrânind, toată boierimea și tot poporul aleseră pe fiul său cel mai mic de împărat, pentru că era român verde, întreg la minte și drept la judecată. Și trăiră și împărățiră în fericire, de le rămase numele de pomenire în vecii vecilor.